că eu am prezentat demisia înainte de, în premieră, și o spun acum, înainte de meciul cu Israel, în caz că nu ne calificăm. Care dintre ele? Cel de-al doilea? Meciul de la Felciut. Așa. Am zis, dom'le, misiunea mea se încheie, pentru că mi se pare că este un eșec al zonei mele, zona tehnică. Toată lumea a rămas surprinsă. Pot să întreb asta, nu e niciun fel de problemă, dar... Care a fost reacția președintelui Răzvan Burleanu? Reacția președintelui, niciun caz nu accepta, dar eu asta am spus, asta simțeam că trebuie să fac. Și asta făceam, pentru că nu antrenează Burleanu, nu antrenează Vișan, nu antrenează Bodescu, ci eu răspund direct și sunt răspunzător direct de rezultatele echipelor naționale ale României. Credeți că și Edi Iordănescu ar fi plecat de la echipa națională? Nu cred. Dacă nu cred că merita să pleacă. Pe, să ple-